Hey guys, Zombie here. Astăzi vom vorbi despre un nou item introdus în acest patch 6.9, care cred în opinia mea că o să schimbe jocul extraordinar de mult și multă lume s-a concentrat pe chestii gen dragon, buff-urile incredibile pe Malzahar de-l face ban warfi mereu, ori banezi, ori pierzi și alte chestii în afara jocului și nu au observat un anume item care este pur și simplu game-changing. Gândiți-vă la eroi precum Alistar sau Amumu sau Skarner poate sau mai știu eu ce eroi care sunt dependenți de flash. În acest patch au băgat un item care practic îți dă un flash. Este vorba de Hextech Protobelt. Dacă l-ați văzut deja. Poate au vorbit unii despre acest item, însă eu o să vorbesc în mod particular în acest video. Haideți. Ok, din ce se face? Din două Amtones, Kindle Gem, Revolver și așa mai departe. E o mică eroare pe site. Itemul costă 2500 gold, nu 2550 gold, nu contează foarte mult. Din punct de vedere al eficienței, itemul este 95% eficient. Însă, asta fără activă. Activa care pur și simplu schimbă totul. Activa îți dă, practic, încă un spell cu rație de 0,35 ability power plus între 75 și 150 damage în funcție de nivel. Cel mai important, flash-ul. Ce înseamnă dash-ul ăla, mă rog? Înseamnă, practic, îți oferă posibilitatea încă unui engage. Și, hai să stai să văd dacă mai sunt în joc. Ok. Am făcut o demonstrație. O să facem o mică demonstrație despre cum putem folosi itemul. Deja l-am cumpărat și așa mai departe. Să nu luăm AFK. Ok. O să vă las de asemenea și linkul ăsta care este foarte util. Dar să revenim la item. Itemul ăsta poate să schimbe jocul extraordinar de mult, cum am zis. Și am făcut și o listă de eroi pe care cred că ar putea fi obligatoriu itemul ăsta și așa mai departe. Deci, eroii pe care trebuie să fie core, vedeți, Ari, Akali, Annie, Diana, Evelyn, Fiddlesticks. Gândiți-vă Fiddlesticks ult cu flash și protobelt. Pur și simplu, e engage tool perfect. Galio, de asemenea, poate să intre în echipă. Fizz, care poate să dea un auto-atac sau două auto-ataks mai mult datorită protobeltului. Katarina, care ce e ajutată de Resets, Casa din la fel, LeBlanc, nu mai zic, ce primește 3 dash-uri, Lissandra, care poate să facă AOE engage, Maokai, care îți garantează din nou engage-ul, Mordekaiser pentru gap closing, Annie, nu mai zic, că este clasic flash stun-ul, gândiți-vă, flash cu protobelt și stun. Și, evident, am mai pus și eroi ce pot să-l folosească situațional, spre exemplu, Alistar, care nu neapărat, care de obicei nu face AP, dar ar putea să facă în situația asta Twisted Fate, care de obicei încearcă să facă gank cu succes și să facă un kill, poate îl ajută extra burst, la fel și în cazul lui Veigar, Scanner pe care l-ar putea ajuta engage-ul. Nu sunt singur de Cassiopeia cu nouul ei kit și așa. Sunt mulți eroi care sunt, care nu i-am experimentat, pe care nu am experimentat itemul ăsta. Evelyn probabil este cel mai eficient erou când vine vorba de a folosi itemul ăsta, pentru că gândiți-vă, Evelyn care poate să te flancheze, să dea ultul pe backline și dash-ul pe AD carry sau AP carry, să-i dea one shot Evelyn AP, gândiți-vă cât damage ar putea să aibă și e stealth. Asta este cel mai mare avantaj al lui Evelyn când vine vorba de acest item. Pur și simplu are avantajul invizibilității. Și evident, vorbeam de long range engages, gândiți-vă pe un erou ca Lissandra cât de mult poate să acopere din mapă cu acest item. Gândiți-vă un gank pe botlane ar putea să ajungă de aici până aici cel mai probabil. Ceva în genul ăsta. Hop! Și practic ajunge automat jumate de hartă. Este
extraordinar de mult teren ce acoperă. Și cel mai important lucru la acest item este faptul că are cooldown mic, 40 de secunde. 40 de secunde, asta înseamnă că poți să-l folosești cel mai probabil de două ori pe fight. Mi se pare ridicol acest cooldown. Singurul dezavantaj ce l-am văzut până acum este că nu poți să dai dash prin ziduri. Bine, asta scrie și în descrierea itemului, mi se pare. Da, this dash cannot pass through terrains. Însă, practic, acest item este o combinație de vechiul DFG cu încă un flash și practic îți dă și tankiness. Asta e cel mai mare avantaj. Iar acest item poate înlocui eroii ce foloseau Road of Ages sau, sau Relay și așa mai departe. Este un item extraordinar de puternic în acest moment și chiar dacă nu este doar 95% eficient din punct de vedere al stats-ului, gold-ului și așa mai departe, dash-ul ăsta și rația asta de 0,35 pe eroi care pur și simplu stachează AP poate să fie, din punctul meu de vedere, game-changing și sunt sigur 100% ca și atunci când am făcut video despre build-ul cu shield-uri, cu Sterak și Maul Malmort, eu o să ia nerf. Primul rând, eu aș nerfa gold-ul, item cost-ul. Itemul ăsta trebuie să coste minim 3000 gold. În al doilea rând, aș nerfa activa. Ar trebui să fie cel puțin 70 de secunde. Este ireal cât de util poate să fie acest item. Este game-changing. Și o să vedeți echipele profesioniste că o să abuzeze de el și vă recomand și acum să faceți acest item pe eroi pe care vi-am zis în lista asta. Asta fiind spuse, baftă și mult noroc la abuza itemului.